Bine v-am găsit. Astăzi vreau să fac colțunaș cu fructe. Voi face cu prune și cu caise, dar voi modifica puțin rețeta cunoscută de colțunaș. O să fac cu aluat dospit și la cuptor, nu fierți. Am o linguriță rasă de sare, un albuș și două gălbenușuri. Un albuș l-am reținut ca să îl fac spumă și o să dau la suprafață colțunașii înainte de a-i da prin nucă și zahăr. Am 30 de grame de drojdie frecată cu o linguriță de sare. Două linguri de zahăr. ml ulei din sâmburi de struguri. ml lapte. Și am 600 de grame făină de grâu pe care o voi pune treptat sub agitare. Las acum cam o jumătate de oră să dospească. Aici am 200 de grame de nucă pe care am amestecat-o cu 3 linguri de zahăr brun. Cui place mai dulce, poate să pună o cantitate mai mare de zahăr, eu de obicei pun 3 linguri. Cu acest amestec de nucă și zahăr brun voi da la suprafață colțunașii. Am spălat fructele, prunele și caisele, le-am scos sâmburii și le-am tăiat în jumătăți, iar albușul care l-am oprit îl voi bate spumă. Cu albuș voi da la suprafață colțunașii pentru a se prinde mai bine amestecul de nucă și zahăr brun. Am presărat făină pe blat și voi pune acum aluatul. Voi împărți aluatul în 4 părți. Voi întinde pe rând foile. Acum cu un pahar voi decupa din aluat. Iau aluatul și acesta îl voi prelucra din nou. Și acum voi pune pe fiecare câte un fruct. Încep cu prunele. Și acum peste fiecare voi aplica cealaltă bucată de aluat tăiat și le apăs la margine.
Voi da cu albuș peste el la suprafață. Și voi trece prin nucă și zahăr brun. Și voi așeza în tavă. Procedez la fel cu fiecare bucată. Dau cu albuș. Presar nucă. Am terminat colțunașii. Îi voi lăsa să crească puțin, după care îi bag la cuptor timp de 35-40 de minute la 180 de grade. Am scos colțunașii de la cuptor. Am să-i las să se răcească puțin ca să pot să îi pun într-un vas.